Dacă sunteți antreprenori și anul trecut ați aplicat pentru o finanțare prin programul Startup Nation, care a fost și aprobată, grăbiți-vă să depuneți deconturile ca să nu rămâneți fără banii de la stat. 29 septembrie este data limită până la care mai puteți depune aceste deconturi. Reprezentanții Ministerului pentru Mediul de Afaceri au anunțat că nu va exista nicio prelungire a acestui termen. Nu va fi nicio amânare. 29 septembrie este ultima zi de depunere a cererilor de plată, pentru că la sfârșitul lunii decembrie va fi ultima zi de plată în Startup Nation 2017. Îi rog pe toți cei care au aplicat în Startup Nation 2017 să vină cât mai repede la ghișeele agențiilor regionale și la băncile partenere, astfel încât să intre cât mai repede în posesia finanțării. Pentru că banii există, sunt în conturile băncilor și în conturile agențiilor regionale, a precizat Ștefan Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Prin Startup Nation 2017, antreprenorii au putut solicita finanțări nerambursabile de câte 200.000 de lei pentru un înființarea și demararea unei afaceri. Planurile de afaceri au fost depuse online printr-o aplicație care a devenit activă la 15 iunie anul trecut și a fost închisă 30 de zile mai târziu. Banii au început să se primească însă abia un an mai târziu și până nu este încheiat programul Startup Nation de anul trecut, nu poate porni cel nou, pe care îl așteaptă sute de antreprenori români. Cu siguranță va fi lansat și anul acesta. Este un program foarte important care sprijină dezvoltarea antreprenoriatului, poate cel mai important program. Depinde de mai mulți factori. Decizia o ia Ministerul de Resort și va fi în funcție de gradul de realizare și implementare al actualului Startup Nation, cel din 2017. 29 septembrie fiind data limită de depunere de conturilor. Deci estimăm undeva final de trimestru 3, început de trimestru 4. Dar o dată exactă anume nu vă pot da până nu concluzionăm de conturile din 2017. În ce stadiu este județul Cluj în acest moment? Județul Cluj, ca de obicei, este un județ fruntaș și la capitolul de conturi. Și regiunea, de fapt, toată regiunea de nord-vest. Sunt două mari regiuni de dezvoltare care contează pe harta IMM-a României, fără falsă mândrie sau patriotism local. E regiunea nord-vest, unde acționează agenția noastră, și regiunea sud-est, în zona agenției Ploiești. Deci avem așa frumos o diagonală antreprenorială a României. Din regiunea de nord-vest au fost selectate anul trecut pentru finanțare 2500 de firme din sectoarele de activitate, producție, IT și industrii creative. Chiar dacă programul Startup Nation se mișcă greoi, cei care se ocupă de IMM-uri îi încurajează pe tineri să folosească acest program ca să devină antreprenori. Trebuie să avem o economie foarte bine dezvoltată și asta o putem face numai cu întreprinderile mici și mijlocii. Astfel putem crea o clasă de mijloc și putem avea într-adevăr o structură socială și economică funcțională. La nivel național, programul Startup Nation 2017 a generat peste 21.000 de locuri de muncă. Aproape 80% dintre acestea, mai exact 16.860 de locuri de muncă, au fost ocupate de persoane din rândul șomerilor, absolvenților sau persoanelor defavorizate, arată statisticile.